Un incident a avut loc sâmbătă la Băile Tușnad în timpul unui discurs susținut de premierul magher Victor Orban cu ocazia festivalului de închidere a Universității de Vară. Un bărbat afișat din mijlocul unei mulțimi de baneri cu mesajul „Ceva este etern, Transilvania, țara romaniană”. Mișcarea a stârnit nemulțumirea altora, care au încercat să acopere afișul. În cele din urmă, oamenii de ordine le au scos din mulțime și le au tras pe bărbat din zona în care a avut loc evenimentul. Incidentul din timpul discursului lui Victor Orban a vorbit cu Băile Tușnad din cuam foto Laszlo Belicsai deschide o galerie foto. Editor, Luana Pavaluca.